El este uriașul cu suflet mare, colosul României din judo, își vinde telefonul și căștile primite la Jocurile Olimpice ca să ajute copiii să facă sport. Uriașul Vlăduț Simionescu a scos la licitație kitul primit la Tokyo ca să ajute dezvoltarea judoului la sate. Sper să strâng cât mai mulți. Acum am ajuns la 6.000 de lei. De Crăciun, Simionescu și-a vândut centura neagră tot în scopuri nobile. El a ratat medalia la Tokyo, unde a fost eliminat în optimi. O doresc și acum și de-aia și continui. Chiar îmi doresc să ajung din nou și la Paris.